Bine venit la această ediție a emisiunii Mapa Mond Creștin. În jur de 50.000 de refugiați afgani sunt pe cale să se stabilească în America. Cine îi va ajuta să se confrunte cu provocările unui nou început într-o țară străină? În multe cazuri, bisericile locale vor fi primele care îi vor întâmpina. Corespondentul Afacerilor Externe de la CBN, Heather Shells, vine cu mai multe detalii din Fort Worth, Texas. I'm not a very Refugiații învață limba engleză la Southcliff Baptist de 20 de ani. La început, bosniacii au fost cei care au învățat o limbă nouă. Mulți dintre studenții de azi vin dintr-o altă zonă de război. Texas se pregătește să primească mai bine de 2000 de refugiați din Afganistan și bisericile sunt printre cei aflați în prima linie care îi întâmpină. Southcliff a ajutat mereu refugiații. Helmand Wardak și familia sa au ajuns aici cu șase ani în urmă. Ei prosperă în mare parte datorită Southcliff. Pe lângă orele de engleză, biserica asigură o comunitate, o plasă de siguranță pentru cei care se luptă cu supraviețuirea. După șase luni, ajutorul acordat de guvern pentru locuință și mâncare se termină. După această perioadă, refugiații sunt pe cont propriu. Aici intervin bisericile ca South Cliff. În nordul Texasului, sute de voluntari din biserici s-au înscris și au fost instruiți pentru a ajuta la restabilirea celor care au fugit din Afganistan. Biserica Northwood sponsorizează trei familii. Vom cumpăra trei apartamente și vom caza acele familii timp de 12 luni. April Hale s-a oferit ca voluntară pentru a sorta hainele pentru refugiați după ce a urmărit evenimentele din Afganistan la știri. Am urmărit evenimentele de acasă și m-am simțit neajutorată. Mi-am dorit să-i pot ajuta cumva. Când am aflat că vom putea ajuta câteva familii prin biserica noastră, aceasta a fost răspunsul pe care l-am așteptat. Atitudinea ei poate însemna o schimbare în ce privește mentalitatea evanghelicilor referitoare la refugiați. În timpul administrației Trump, s a redus numărul refugiaților primiți în țară la 15.000. Astfel, unele agenții religioase ca World Relief au fost nevoite să-și concedieze din angajați și să închidă birouri. Potrivit unui sondaj Piu efectuat în 2018, a scăzut susținerea acordată refugiaților în rândul evanghelicilor. Așadar, mulți s-au întrebat dacă Biserica își pierde viziunea privind slujirea. În prezent, administrația Biden intenționează să permită accesul unui număr mai mare de refugiați. Astfel revin agențiile care facilitează integrarea și angajează, recrutează voluntari și fac provizii din nou. Anul următor, în nordul Texasului, World Relief va ajuta de patru ori mai mulți refugiați față de anul trecut să se reașeze. Creștem repede numărul birourilor și a personalului. Pastorul Bisericii Northwood și partenerul organizației World Relief Rob Roberts spune că a văzut o reacție copleșitoare. Cred că are loc o schimbare de mentalitate, redevenim cine am fost. Au ajutat mult o mulțime de creștini care au experiență cu slujirea din Afganistan și cu veterinarii. Iată răspunsul corect. Noi am participat la război. Am marginalizat oamenii ca să ne folosim de ei în război. Nu putem să-i abandonăm și să avem conștiința curată. Acest comportament nu reprezintă America. Pastorul bisericii South Cliff Stucco Canaur spune că refugiații au adus schimbări în biserica sa. Avem creștini persecutați în această biserică, ce sunt așa de recunoscători că pot trăi într-o țară unde se pot închina lui Isus, fără să se teamă de o razie din partea armatei. Și bisericile schimbă vieți. Zahir, un fost interpret sua, a părăsit Afganistanul în august cu soția și cu fiul său. Încercăm să vorbim cu ei în fiecare zi și să îi liniștim. Un membru al bisericii s-a oferit ca girant pentru apartamentul său și acum el caută un loc de muncă, orice loc de muncă. Între timp, Orda încearcă să ajute 20 de membri din familia sa care au lucrat pentru guvernul SUA, dar care nu pot părăsi țara. Ei ne poartă de grijă din toate punctele de vedere din prima zi. În timp ce acești refugiați își reconstruiesc viața aici și încearcă să-i ajute pe cei dragi rămași acasă, ei se confruntă cu multe riscuri și necunoscute. Există o certitudine, crește numărul bisericilor care ajută refugiații să facă față într-o cultură nouă, în timp ce le vorbesc despre dragostea lui Hristos.